Ultimul cuvânt. Rugați-vă. Că timp, trăim timpuri foarte grele. Eu sunt bătrân, 94 de ani. Gândiți-vă, la vârsta asta ce mai pot să mai fac? Nici nu mai aud bine, nici nu mai văd bine. În aștept șase de plecare, în tot momentul. Oricare dintre noi, când am plecat de aici, ca nimeni nu rămâne aici. Toți plecăm, o să vedem. Rugăciunea trebuie să fie, dacă se poate, cât mai multe. Cu rugăciune să ne culcăm și cu rugăciune să ne sculăm. Și să n-avem răutate și pomenire de rău asupra nimănui. Dar orice ne-a făcut, orice ne-a spus, orice cu ce ne-a nedreptățit, iertăm. Că Domnul ne-a iertat pe noi pe toți. Așa și noi suntem datori să iertăm unul altuia. Rugăciunea trebuie să fie oricând și oriunde. Rugăciunea nu încetează pe până niciodată datorită monahilor creștini și monahilor. Atotdeauna se înalță către cer la Dumnezeu. Fără rugăciune nu este mântuire. Prima treaptă în rugăciune, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu miluiește-mă. Și n-are trepte, asta-i. Miluiește-mă sau mântuiește-mă tot aceea. Numai dacă știm teorie și nu facem, dar nu ne-am folosit cu nimic. Că mintea noastră în altă parte, nu ne-am folosit cu nimic. Vrea Dumnezeu ca să uităm de El niciun moment. Nimeni nu se laudă decât se roagă, dacă se roagă cu adevărat. Toată rugăciunea cu smerenie se face. Nu e ușor să ții minte acasă permanent. E să duce ce-a văzut, ce-a auzit, ce-l interesează, dar omul care se roagă nu are niciun interes decât cel mai mare este să se roage. Și nu slăbească deloc legătura lui cu Dumnezeu prin Sfânta Rugăciune. Zi și noapte, oriunde ai fi și oricum ai fi. Mă interesez ca minte să fie aproape la Dumnezeu. Nu aliază aiurea la lucruri deșarte. Acum, adică ne-ați bătrân, sigur că mai grijuliu. Când am fost tânăr și o aleagă mintea încoace încolo, dar tot o stăpâneam, dar mai cu mare greutate. Iar acum, când nu mai aștept momentul ieșirii sufletului, totdeauna zi și noapte, acum mă rog mai mult. Aștept, dar nu vreau să mă duc neiertat, că de încolo nu este pocăință numai aici. Și nădăjduiesc. Nu pot să-L oblig eu pe Dumnezeu să facă ce vreau eu. Nu mă rog. Mă rog cu smerenie. Smerenie și iar smerenie. Ultimul cuvânt, asta e tot ce repet. Rugați-vă neîncetat. Oriunde am obosit, fraților.